Bună seara! Invitatul meu din această seară la Înapoi la Argument este Cristian Vasile, un mai tânăr prieten de-al meu, cu care mă bucur să mă mândresc, pentru că, dragă Cristian, o fac acum pentru prima oară public, sunt foarte mândru, că a fost membru al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, ca fost coleg de comisie, dar tu, împreună cu Vladimir Tismăneanu și Dorin Dobrincu, sunteți coeditorii raportului final, un text decisiv care marchează posteritatea comunismului în România. Și, în această calitate, sunt foarte bucuros să fac o emisiune cu tine. Și eu sunt onorat. Cristian, vreau să spun câteva cuvinte despre bogata ta activitate. Ești cercetător științific la Institutul de Istorie Nicolae Iorga și ai fost secretarul științific al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România între aprilie 2006, când au fost demarate lucrările, și s-a încheiat în aprilie 2007, când raportul final a fost încheiat în datele lui esențiale. Apoi, ai fost coeditor împreună cu Vladimir Tismăneanu și Dorin Dobrincu al raportului final, care a apărut la Humanitas în 2007. Există o pauză în publicațiile tale care este marcată tocmai de angajamentul civic și istoric pe care l-ai avut cu Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste. Ai publicat în 2005 o carte, Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, la Curtea Veche, urmată apoi de o alta cu problematică asemănătoare între Vatican și Kremlin, Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist, apărută tot la Curtea Veche. Pentru această carte ai publicat un volum de documente și mărturii la Polirom, istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989, documente și mărturii. Această carte a apărut în 2003. În 2005 este Biserica Ortodoxă Română în primul deceniu comunist, după care avem o pauză marcată tocmai de lucrul tău foarte, foarte implicat în comisie, doar ai fost secretar științific și după aceea unul dintre cei trei editori, urmată apoi de o carte de convorbiri cu Vladimir Tismăneanu, Perfectul Acrobat, Leonte Răutu, Măștile Răului, apărută la editura Humanitas. Carte care este prelungită de cea despre care vom discuta astăzi, Literatura și artele în România comunistă, 1948-1953, apărută la Humanitas în 2010. O carte care este scrisă în cel mai pur stil factologic și care reconstituie un lucru care poate fi exprimat colocvial în felul următor. Avem o cultură, cum o putem încăleca? Iar Cristian Vasile, cu documente, cu o acribie extraordinară, de veritabil istoric, reconstituie mecanismul prin care cultura română a fost aservită în foarte puțini ani, între 48 și 53. Cristian Vasile este redactor la două publicații de specialitate, la Studii și materiale de istorie contemporană, din care vă arăt un exemplar, care apare la subegida Academiei Române și a Institutului de Istorie Nicolae Iorga, și al revistei istorice, al cărei fondator este Nicolae Iorga, tot sub egida Academiei și editată de Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Și este colaborator și la această publicație de specialitate. Cristian, am lăsat ceva deoparte din activitatea ta? Nu, să zicem că nu. Ce am lăsat deoparte este lucrul tău esențial în arhive. Aș vrea să te întreb, ca să lansăm discuția noastră, care va fi o invitație pentru tine să ne expui materia acestui volum important, Literatura și artele în România comunistă. Aș vrea să ne spui ce material ai folosit și dacă studiul tău putea fi scris imediat după 1990.
În mod cert nu putea fi scris în anii de după 1989, pentru că arhivele, din mai multe motive, au fost blocate sau, în orice caz, istoricii aveau o marjă de manevră foarte mică în acest hățiș arhivistic. Și din motive foarte obiective. Momentul comisiei pe care l-ați amintit în 2006 a constituit, să zicem așa, o breșă importantă în această pădure, care era o pădure interzisă, o pădure a arhivelor. Baza documentară fundamentală a acestui volum despre literatură și arte o constituie fondul Secția de Propagandă și Agitație a Comitetului Central. Această secție, practic, controla întreaga cultură română, quasi totalitatea instituțiilor culturale și artistice și educaționale din România, din 1948 și până în 1989. Evident, Secția de Propagandă a avut mai multe denumiri, dar în ei esență... Putem spune generic Secția de Propagandă. Evident. Secția și o să ne descrie imediat arhitectura instituțională a acestei tentaculare secții de propagandă. Ei bine, această secție a fost condusă pe rând de Leonte Răutu, în anii 60, trebuie spus că a fost condusă de Ion Iliescu și deja am spus foarte multe. Iar după 1989, evident că același personaj, ultimul menționat, a devenit foarte important în România post-decembristă și nu avea niciun interes, ca să fiu eufemistic, ca aceste arhive să fie scoase la lumină. Istoricii au ajuns la foarte puține documente abia după 1996 și era un acces extrem de restricționat. Deci, de către cine? Arhivele naționale au depins de Ministerul de Interne în perioada comunistă. Evident și înainte, dar e o situație istorică cu totul diferită. După 89 s-a menținut această dependență, stabilită în plin stalinism, în 1951. Inerție instituțională, dar și vinovăție, complicitate, nu? Evident, evident. Nedepinzând de un minister civil sau de o instituție civilă, a fost mai greu pentru cercetători, pentru istorici, să ajungă la aceste arhive și să pătrundă în cât mai multe fonduri arhivistice. Și astăzi există această dependență, dar evident titularii ministerelor s-au mai schimbat, nu mai e aceeași atmosferă ca zonă din 1990, 91 și chiar până în 96. Deci lucrurile nu sunt întâmplătoare, ca să spun așa. Clar. Deci lucrul la raportul final, activitatea comisiei a avut vreun rol în deblocarea accesului la evident. Această arhivă? Comisia a avut acces la aceste documente. Acum descoperim că nu total, pentru că abia din 2007, odată cu venirea colegului și prietenului nostru Dorin Dobrincu în fruntea arhivelor, s-a creat o transparență aproape totală. Comisia a văzut multe documente în 2006, în 2007 deschiderea era aproape totală și de această deschidere am putut beneficia. Știam încă din 2002 că vreau să fac această carte. Am scris la ea 8 ani de zile. Dar asta înseamnă că documentarea ți-a luat 8 ani? Aproape 8 ani, evident. Am mai avut și un răgaz de un an pentru a scrie și a finisa întregul material. Dar fără comisie, această carte nu s-ar fi scris sau, în orice caz, nu ar fi arătat așa cum arată astăzi. Și, evident, eu nu sunt un caz singular de deschidere au beneficiat atâția istorici. Asta vreau să aflu, dacă doar pentru comisie a fost deschisă S-a deschis arhivă? Pentru toți. Pentru toți în momentul de față. Da, evident. Deci este... pentru o străpungere, ca să zicem așa. Deci este o consecință a lucrului comisiei. Evident. Această străpungere arhivistică, da? Evident. Deci este depus în contul luptei împotriva comunismului. Foarte bine. Ca să vă faceți o idee despre ce înseamnă să lucrezi serios, vreau să vă semnalez o descoperire pe care acribia lui Cristian Vasile a făcut-o. Este vorba de un discurs din 27 mai 1948 al lui Petru Groza. Acest discurs a fost publicat în articole, cuvântări, interviuri, texte alese, prefață de George Ivașcu, editura politică București, 1973. Dar din această publicare lipsește un pasaj pe care, ducându-se la surse, în arhivă, Cristian Vasile, deci colacționând textele,
Deci tu aveai ideea că republicarea s-a făcut trunchiat și ai vrut să vezi ce a fost lăsat deoparte. Sau măcar bănuială că este ceva în neregulă. Și pentru că de multe ori croșetele nu erau puse. Clar, cum să fie puse? Nici măcar în ediția Perpesicius. Da. Când s-au editat anumite postume, Mușatin și Codrul, de exemplu, de Eminescu, în ediția Perpesicius n-au fost puse croșete. De ce? Pentru că era o chestiune referitoare la Cetatea Albă, Basarabia. Da, și nu e un caz singular, era o regulă aproape. Da. Ei bine, ce a descoperit Cristian Vasile este ceva senzațional. Cel care vorbește, încă o dată, este Petru Groza. Și el spune așa. Odată, acum vreo 10 ani, fiind întrebat ce este fascismul și hitlerismul și cum le-aș defini, le-am definit în felul următor, așa cum trebuie, cu o definiție scurtă, clară și precisă, cuprinzând toate criteriile. Hitlerismul și fascismul sunt ultimile încercări ale sistemului burghezo-capitalist de a-și prelungi existența cu lozinci și metode expropriate de la marxiști. Aici am spus totul. Am arătat a cui este încercarea, am precizat că este vorba de ultima încercare și am adăugat prin ce mijloace și cu ce lozinci este făcută, cu mijloace și lozinci expropriate tocmai din sectorul ideologic cel mai de stânga. Iar asta o spune Petru Groza. E un fel de autodenunț. E autodenunț. Da. Dincolo de... Te felicit pentru acribia formidabilă cu care ai cercetat documentele și cu care ai comparat partea vizibilă deja a iceberg-ului cu partea invizibilă a lui. Și în fond este vorba aici despre apropierea între cele două totalitarisme și folosirea unei propagande similare în esență. Da, remarcabil. Acum, Cristian, vreau să-mi explici cum poate cineva, să presupunem că noi doi, vrem să punem mâna pe o cultură. Să pui mâna pe o cultură înseamnă să îi aduci pe toți creatorii din interiorul unei culturi, toate instituțiile care reproduc, transmit, ori produc cultura, să fie sub ascultarea mea, să țină seama de obiectivele mele, pe care eu le fixez, iar ei să execute, în tocmai și la timp, dispozițiile mele. Pentru că ăsta e cazul. Avem o cultură, care e cultura română, și un grup de oameni, Partidul Comunist Român, Partidul Muncitoresc Român, își propune ca obiectiv să se înstăpânească, să o călărească. Cum se procedează? Evident, la început e definit un proiect. Proiectul există, proiectul marxist-leninist, cultura era o suprastructură. Exista un partid comunist în subterană, în interbelic, care în fond propovăduia mesajul stalinist, care mesaj stalinist a fost, și ideologia în fapt stalinistă, a fost implementată în România după 1945, după 1948 mai bine zis. Cum s-a procedat? Înainte existau, cu toate păcatele lor, asociații, societăți profesionale, culturale, existau societatea compozitorilor, existau societatea scriitorilor români, toate aceste uniuni de creație aveau o dinamică proprie. Existau rivalități, existau profesioniști veritabili. Ele nu erau controlate de stat. Nu erau controlate de stat. Evident, după 1938 au loc diverse tulburări pentru că România trece prin regimuri autoritare. Dar totuși, între 45 și 47 există o reînnoire a vieții intelectuale. Existau și semne, să zicem, favorabile unei culturi deschise. Din 47, practic, are finalul anului, are loc un sfârșit al acestei diversități. Și treptat, aceste uniuni, aceste societăți, sunt acaparate de partidul stat, de partidul unic de acum, practic. Toate societățile acestea, toate asociațiile culturale sunt preluate de stat. Se creează uniuni de creatori care sunt sub controlul acestei secții de propagandă, care practic definește liniile principale ale politicii culturale. Perfect, am ajuns aici. Vreau să mi-o situezi în organigrama statului numit Republica Populară Română. Unde se situează în această organigramă? Vorbim schematic, nu cu numele, ca să înțeleagă toată lumea și să înțeleg și eu. Pentru că ți-am spus,
și o fac și public acum în emisiune, aș fi simțit nevoia unei scheme de tip organigramă sau de tip arbore genealogic în care să explici încrengăturile dintre diferitele instituții și cum anume lucra transversal față de mai multe instituții această secție de propagandă, cu subordonările pe care le avea și cu autoritățile față de cei de sub ea pe care le avea. Să ne imaginăm o piramidă. Perfect. În vârf este partidul, mai bine zis liderul partidului, prim secretar, pe urmă secretar general. E vorba de Gheorghe Gheorghiu deja acum. Urmează biroul politic, există un comitet central. Adică din biroul politic erau cei cu fotografie de la demonstrații, da, nu? Da, evident. Până când Ceaușescu se înlăture pe toți, da. Demonstrațiile erau așa. Era un front, evident, de portrete. Da. Ei erau biroul politic. Așa. Acest birou politic era parte a unui comitet central. Din acest comitet central făceau parte diverse secții. Secția agrară, secția pentru transporturi. Deci comitetul central era organizat pe secții. Da. Avea cumva niște comisii de specialitate. Evident. Aha. Ei bine, secția de propagandă ține de acest comitet central, dar de fapt de biroul politic și în ultimă instanță de liderul partidului și de cei câțiva membri din biroul politic. Aceasta este secția de propagandă și agitație. Evident, am discutat... Asta este agitpropul. Agitpropul, da. Varianta abreviată populară, rusă. Iar această secție are mai multe sectoare. Exista un sector, la un moment dat, separat, privind arta cinematografică. Pe urmă a fost unit cu cel de literatură. Ei bine, prin aceste sectoare era controlată, să zicem așa, cultura română, vorbind în termeni generali, instituțiile cultural-artistice. Existau niște instructori care nu se limitau doar la București, să zicem, la capitală. Aveau descinderi la Cluj, la Iași și așa mai departe, la Timișoara și în alte locuri. Deci o întreagă rețea care se putea extinde în teritoriu. De câți oameni? Nu erau foarte mulți, puteau fi și 10 instructori, puteau fi și 5 instructori, dar exista un întreg aparat. Fiecare minister la un moment dat avea secții de agitație și propagandă care răspundeau de secția mare, secția centrală. Deci nu numai că exista o cenzură a instructorilor, a șefilor de secție, existau uniunile de creație care exercitau și ele o cenzură. Pe lângă cenzura exercitată de birocrația culturală și așa mai departe. Ca să revin la întrebarea mea inițială, cum anume poate fi cum te poți înstăpâni asupra unei culturi, cum poți să o încalci? Răspunsul este nu cu prea mulți oameni. Da. Dacă în prealabil posesc ceva. Pentru că ei controlau editurile, controlau producția de hârtie, controlau, de fapt, ceea ce este legal. Adică, mă întreb contrafactual. Tipografiile lor erau de stat, nu mai existau tipografiile erau prin naționalizare. Evident. De fapt, orice mijloc material prin care tu ai fi putut să creezi o cultură alternativă, a fost suprimat. Erau lichidate, evident. Și nu trebuie uitat climatul de teroare. Foarte important. Altfel nu s-ar fi putut înstăpâni, cum spui, acest proiect cultural-ideologic. Deci ca să încalec o cultură, am nevoie să naționalizez mijloacele de producție. Toată industria culturală, resursele, să zicem așa. Evident. Și să creez o teroare ca oamenii să interiorizeze cenzura. Și îmi trebuie această secție de propagandă care funcționează transversal în mai multe instituții și care se reproduce metonimic în interiorul instituțiilor. Cum a evocat că în interiorul ministerelor funcționau secții de propagandă. Da, care depindeau la rândul lor de Comitetul Central, de această secție. Aș vrea să știu câți oameni erau totuși. Deci era secția de propagandă, era condusă de un om, să zicem, pe vremea lui Leon Terăutu. Era condusă de Leon Terăutu, da. Și sub el... Avea câțiva adjuncți, Ofelia Manole, de pildă. Câțiva adjuncți. Da, Pavel Țugui la un moment dat.
Pavel Țugui până în 59. El a fost virat pe ce chestiune? I s-a descoperit să zicem așa, i s-au descoperit manifestări naționaliste. Se pomenea chiar de manifestări legionare, evident, în tinerețea lui, pe care le-a ascuns partidului. Ofelia Manole, pe urmă a fost și Paul Niculescu Mizil, care la un moment dat poza în liberal în anii 60-70 și a fost o prezență după 89 foarte, foarte pregnantă, recuperat de mulți istorici, din păcate, ai formații în anii național-stalinismului, prezentat ca un, să zicem, un comunist deschis și nu numai atât. Deci nu erau mulți oameni. Sectorul de literatură avea 5 oameni la un moment dat. Deci ajungem la sectoare. Sectorul de literatură spui că avea 5 oameni. La un moment dat. Care variat. Erau ce? Ei erau inspectorii? Erau un fel de inspectori care întocmeau referate, care puneau în aplicare diverse planuri de măsuri. Trebuiau să întocmească aceste planuri de muncă trimestriale, semestriale. Iar munca în ce consta? În ce consta munca pe care o făcea un inspector? El trebuia să vadă în ce măsură politicile culturale se aplică și în ce măsură legislația... Deci în literatură. Să luăm exemplul ăsta. Așa, în literatură. În primul rând, desfășura o activitate, să zicem, de control și supraveghere asupra Uniunii Scriitorilor. Ce romane se publică, furniza la un moment dat sugestii, să zicem așa, ce teme de roman să existe. Simt nevoia să intercalez aici un citat pe care îl dai al unui discurs al Ofeliei Manole, care era adjunct al lui Leon Terăutu, în vara anului 1952, cu prilejul unei prelucrări ideologice a intelectualilor. S-ar putea întreba, este citat din Ofelia Manole, s-ar putea întreba intelectualii, scriitorii, pentru ce luptăm noi atâta, de ce nu lăsăm scriitorii, artiștii, creatorii să trăiască în pace, să scrie așa cum vor ei? De ce nu lăsăm să-și dezvolte fiecare drumul lui, cum mi se pare că e mai bine? Deoarece socotim că munca dumneavoastră este de cea mai mare importanță pentru clasele muncitoare și poporul muncitor. Deoarece socotim că poporul muncitor are nevoie de operele dumneavoastră, deoarece vă considerăm pe dumneavoastră ca o parte a poporului muncitor, care trebuie să fiți alături de toți oamenii muncii în lupta pentru construirea socialismului. Pentru că arta, literatura, cultura este, sic, o armă puternică în mâna clasei muncitoare. Da, dincolo de formulările agramate, reiese foarte clar de aici că orice spontaneitate era eliminată. Partidul controlează totul și acolo Ofelia Manole vorbește de fapt în numele clasei muncitoare. O impostură totală, da. Pentru că era o mână de oameni care aveau un proiect, știau ce vor și care se erijau în reprezentanței ai clasei muncitoare, pe care nu o reprezentau, evident. Acest discurs al Ofeliei Manole mi-a dat următoarea idee. De fapt, ce s-a făcut, ce a făcut Partidul Comunist Român între 48 și 53, este următorul lucru. A transformat o cultură naturală, adică o cultură care a crescut după regulile ei interne de formare, după tradițiile ei, inovațiile ei și așa mai departe, a transformat-o într-o cultură oficială. Iar ce nu s-a putut transforma într-o cultură oficială a fost fie interzis când era vorba de lucrări, fie băgat în pușcărie când era vorba de oameni. Adică este un proces senzațional de oficializare, de transformare a unei culturi normale într-o cultură oficială. Da. Și tot ce excedea cadrul de oficialitate era eliminat. Da. Și avem de-a face cu scriitori care nu mai sunt scriitori, cu artiști care nu mai sunt artiști, sunt de fapt artiști de stat. E o formulă bine aleasă. Totul trebuia controlat. Trebuie spus că exista o unică metodă de creație, realismul socialist.
În acea perioadă. În acea perioadă. Aici, sigur, e o dispută conceptuală. Când profesoara de la Cluj a încercat să definească Sanda Cordoș, a încercat să definească această epocă, această etapă în evoluția culturii române, a constatat că cumva termenul pe care mulți dintre noi, aproape toți l-am preluat după 90, de proletcultism, e cumva inadecvat. L-am luat după Nițescu, nu? Da, o carte foarte bună, foarte utilă, este un exemplu de carte de literatură de sertar, care n-a putut fi publicată în anii 70. Să-i dăm numele complet, evident. Se cheamă Subzodia proletcultismului, o carte cu domiciliu forțat, 1979-1995. Dialectica puterii, eseu politologic. Este o ediție care a apărut în 95. Cartea a fost terminată în 1980 și este literatură de sertar. Este o carte deosebit de utilă. Un merit incontestabil. Problema e că a introdus o confuzie la nivel conceptual. Pentru că proletcultismul, proletcultul, era o mișcare condusă de Alexander Bogdanov la începutul anilor 20, reprimată de Lenin, care se plasa cumva la stânga lui Lenin. Deci dorea lichidarea culturii burgheze cu culturii aristocratice ruse, cu întreaga ei rețea instituțională, chiar mai repede decât o preconiza Lenin. Prin asta a deranjat. Proletcultismul ca atare era condamnat după model sovietic, chiar de Răutu, de instructorii secției. Au existat numeroase articole în care proletcultismul ca atare a fost condamnat după 1948. Ori noi am preluat pentru a defini această epocă, să zicem anii 48-53 și chiar 1948-64, acest termen de proletcultism, cumva inadecvat. Eu prefer termenul de jdanovism, da. Și îi putem spune mai bine realist socialist, pentru că până la urmă asta era metoda de creație care se dorea a fi impusă oficial. Iar această inadvertență a fost pusă în lumină de Sanda Cordoș. Da, și pe urma ei, evident, și de istorici. Sigur, a șocat la un moment dat formula asta a profesoarei de la Cluj, a doamnei Sanda Cordoș. Proletcultismul n-a existat. De fapt, a existat... Da. A existat sub forma unei fracțiuni aflate la stânga bolșevismului în anii 20. Evident. Și a fost dezavuat de însuși Lenin. Da. Și ca atare, toți au preluat această dezavoare. De ideologii noștri de după 1948. Și termenul pe care îl prefer este cel de jdanovism. Da, care se potrivește acestui interval de care m-am ocupat și care vine de la numele ideologului sovietic Andrei Jdanov. Și jdanovismul ce este în esență? Este o tehnică de dirijare a culturii și un conținut care este de fapt realismul socialist. Da, nu? Și care și în Uniunea Sovietică, da, evident, și care și în Uniunea Sovietică apare cumva după război din 1946, când Andrei Jdanov își expune tezele lui privind literatura și arta sovietică. Este practic o nouă etapă a stalinizării. E caracteristică pentru cultura stalinistă de după al doilea război mondial. Și, evident, e preluată la numai 2-3 ani și în România, și nu numai în România, în întreaga Europa centrală și de est. Atunci când vorbim de înstăpânirea asupra unei culturi, vorbim de inițiativa voluntaristă a unui grup de oameni, Partidul Comunist Român, dar vorbim de societate. Societatea, sigur că, este exprimată prin asociații. Și am văzut ce s-a întâmplat cu asociațiile. Au fost subordonate pur și simplu statului. Resursele materiale au fost și ele, prin naționalizare, subordonate statului și deci controlului lui discreționar. Dar oamenii nu sunt doar atât. Cum au reacționat oamenii? E foarte complicat, pentru că și resursele de rezistență erau diminuate. Să nu uităm că România trecea prin dictatură încă din 1938, prin regimul autoritar, să zicem așa, prin regimul dictatorial, încă din 1938. Dure, da. Dictatura regală, dictatura antonesciană, dictatura legionară, legionaro-antonesciană și dictatura militară a lui Antonescu. Deci și cumva libertățile erau suprimate, fuseseră suprimate.
mulți intelectuali, sau hai să spunem unii și unii reprezentativi, avuseseră momente de cedare și de colaborare cu aceste regimuri de dictatură. Deci cumva erau șantajabili unii dintre ei. De aici ipoteza mea, și nu este numai a mea, a resurselor limitate de rezistență. Societatea era obosită, trecuseră printr-un război, printr-o ocupație, eram sub ocupație sovietică. Și mulți oameni de cultură au pornit de la premisa că trebuie să se manifeste în continuare. Ăsta e regimul, trebuie să încercăm să supraviețuim cultural, să scriem. Și nu trebuie uitat faptul că nu a existat numai latura aceasta coercitivă și, să zicem așa, de reprimare. A existat și avantaje, avantaje materiale și nu numai. Existau premiile de stat, sume fabuloase. Se ajungea și la 20.000 de lei în condițiile în care un salariu era 700 de lei, 1.000 de lei maxim, să zicem. Și cât se câștiga? Peste 20.000 de lei, un premiu de stat, când nu era și mai mult. Erau avantaje materiale, erau enorme. Erau case de creații. Vreau să revin, pentru că am căutat un citat. Ai spus, cei mai mulți, majoritatea covârșitoare, considerau că este important să scrie în continuare și să publice în continuare. Marin Nițescu, la care ne-am referit mai devreme, a scris în cartea lui, dacă toți scriitorii de valoare ar fi preferat să tacă decât să accepte și chiar să laude condiția degradantă a cenzurii și autocenzurii, demnitatea de scriitor ar fi fost salvată. Este în fond soluția pe care au propus-o Virgilie Runca și Monica Lovinescu, premiza tare a antologiei rușinii a lui Runca, era tocmai aceasta. Că atunci când nu te poți exprima potrivit demnității, demnitatea își cere să taci. Da. Și el spune că am fi avut mai multe beneficii pe termen mediu, nu doar lung, pe termen mediu, dacă atunci toți oamenii valoroși ar fi boicotat prin tăcere regimul. Da, s-a dovedit că tăcerea a fost adoptată de o minoritate. Și a fost o tăcere cumva impusă, nu autoimpusă. Da, da, pentru că nu prea exista opțiune în multe cazuri. Nu exista opțiune, da. Resursele de rezistență, cum ai evocat mai devreme, erau limitate în sensul acesta. Și tu citezi o recenzie pe care Zigu Ornea a făcut-o cărții lui Marin Nițescu când aceasta a apărut în 95 și care e foarte dură. Replica lui Ornea sună în felul următor. Dacă toți, și-a pus în paranteză, inclusiv Călinescu, Vianu, Sadoveanu, Ralea, apoi Arghezi, a închis paranteza, ar fi tăcut, atunci cultura română și-ar fi suspendat existența în dauna ei și cu consecințe catastrofale. Da, sigur, e riscant să facem o istorie contrafactuală, să ne întrebăm ce-ar fi fost dacă. Tudor Vianu a rezistat la catedră, cu toate hărțuielile. Sigur, nu mai putea rezista la filozofie, dar a rezistat la literatură, la litere. E o atmosferă greu de descris. Sunt referate în care se propune îndepărtarea lui. E acuzat de idealism, în repetate rânduri, și nu e un caz singular. Dar nu atât. Și... Nu, i s-a făcut un referat în care era acuzat că face confuzii grave, că are periodizări neștiințifice și că tratează autorii, nu știu cum, cu incompetență. Da, de către cine? De către doi instructori, de către doi culturnici, unul dintre ele, Pavel Țugui, cred, din... Da, Pavel Țugui. Așa, care astăzi, chiar după 89, a pozat într-un om al deschiderii care îi recuperează pe Arghezi și pe ceilalți intelectuali care au primit interdicție după 1948. Deci, cumva, am încercat să înlătur această confuzie care s-a menținut și după 1989.
Și acel referat, într-adevăr, e groaznic și putea atrage îndepărtarea de la catedră a profesorului Vian. În cazul lui însă nu a antrenat înlăturarea lui și de la Catedra de Literatură Comparată. Pentru că acolo a fost exilat după ce i s-a interzis cursul de estetică. Evident. Și eu m-am întrebat de ce au supraviețuit câteva vârfuri ale intelectualității din interbelic. Pentru că dacă te gândești, Cristian, pe George Călinescu, pe G. Călinescu, care era mult mai implicat, mult mai apropiat, tovarăș de drum, mult mai strident în apărarea intereselor partidului după 45. Lui s-a interzis catedra. Da, da. Sunt cumva, după 89, eram tentat să-l judec și l-am judecat foarte aspru pe G. Călinescu pentru textele lui care sunt oribile, cele de după 1944. Practic nimeni din opoziția democratică, din opoziția intelectuală de după 44 nu scapă neatacat de G. Călinescu. Iar unele sunt aproape criminale, cum sunt articolele împotriva lui Maniu. Evident, evident. Acum, în urmă cu câțiva ani, văzând dosarul lui G. Călinescu de la CNSAS, cumva mi-am nuanțat punctele de vedere, pentru că chiar acești intelectuali care se integraseră în sistemul politic erau urmăriți săptămână de săptămână, zi de zi chiar, și supuși la tot felul de capcane prin intermediul unor planuri de măsuri, de asta dată nu ale partidului, ci ale securității. Deci e o istorie complexă care sigur se pretează și la judecata noastră morală, dar trebuie să încercăm și să înțelegem contextul epocii. Și cum rămâne cu varianta Marin Nițescu, Virgilie Runca, Monica Lovinescu și varianta, să spunem, până la urmă, istoria este cea care a fost. Mulți n-au tăcut. Mulți n-au tăcut și cred că cumva aceste puncte de vedere sunt legitime și pot coexista. Și judecata morală aspră și o manieră empatică de a privi trecutul. Ai făcut un studiu comparativ în Bulgaria, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia. Noi suntem stridenți în colaboraționism sau intrăm în regulă? Cumva poate părea că la noi stridența aceasta e mai vizibilă. E mai vizibilă și dintr-un alt motiv. Aici, în spațiul românesc interbelic, să zicem, n-a existat o tradiție a stângii, nici a stângii moderate, nici a unei stângi mai radicale care să aibă impact la o populație, să se bucure de un sprijin social cât de cât consistent. La noi Partidul Comunist a fost o sectă care s-a plasat împotriva intereselor românești practic de la 1921. Problema aceasta are consecințe de durată, pentru că în Cehoslovacia, de exemplu, mișcarea comunistă putea atinge și 30%, dacă nu 20% cel puțin, și confruntată cu un scrutin liber, putea obține 30%, chiar 40%, utilizând diverse mecanisme electorale favorabile puterii. Exista o tradiție. În România nu exista acest sprijin popular și partidul a fost nevoit să apeleze la acești formatori de opinie culturali care, prin stridența lor, ne atrag atenția. Chiar G. Călinescu, dar nu numai el. Au fost atâția în diverse domenii culturale. Și vorbeam de consecințe pe termen lung. Chiar în Polonia, chiar în Ungaria exista cât de cât o tradiție a stângii, chiar a stângii radicale. Noi ne-am întrebat și v-ați întrebat și dumneavoastră de ce la noi nu s-a creat o masă critică pentru un moment 56 maghiar sau pentru un moment 68 ceoslovac. De ce? De ce nu s-a reușit cumva o alianță între vârfuri ale birocrației de partid, să zicem, la noi ar fi fost Pătrășcanu, poate și Miron Constantinescu. Au fost suprimați sau cumva trași pe linie moartă.
De ce nu s-a creat această... Unii au fost trași în moarte. Da. De ce nu s-a creat această fuziune între vârfuri ale aparatului de partid și o inteligenție care să fie atașată marxismului, chiar sincer, și să reclame impostura partidului, care nici măcar nu respectă tradiția marxistă. De ce? Și până la urmă s-a ajuns la momentul 56 în Ungaria și 68 la Praga. De ce nu a existat această... Ai un răspuns? Păi, această lipsă a tradiției, chiar marxiste de la noi, care să fie consistentă, e o ipoteză și sigur nu sunt nici primul, nici ultimul care enunță ipoteza aceasta. Asta revine la a spune că din oportunism nu poți să te reformezi. Reforma are ca premiză esențială convingerea că ea trebuie făcută. Evident. Un oportunist nu poate să facă reforme, pentru că el nu are nicio convingere. Da, și am stabilit că deja, printre eroare, o mișcare de opoziție anticomunistă, fără nicio legătură cu marxismul, practic nu mai e posibilă. Pentru că nu mai există opoziție deja în acest interval, 48-53, deja, cum am vorbit eu, în stăpânirea a marxist-leninismului, a stalinismului în spațiul românesc, iar cei care se opuneau ajungeau direct în pușcărie. Dar de ce Partidul Muncitoresc Român nu a avut forța de a-și educa membrii de frunte în spiritul marxist-leninismului? Adică, bun, intram în partid din oportunism și acolo vedeam că sunt confruntat cu anumite teze care sunt de sorginte marxist-leninistă. Și atunci mă pun cu burta pe carte, studiez și treptat fie mă distanțez radical pentru că înțeleg că e fals ce citesc și că este profund greșit, fie cred că principiile sunt corecte și atunci încerc să mă raportez la noua realitate în care am intrat potrivit acestor principii și devin, dintr-un comunist oportunist, devin un comunist nu numai educat, dar și reformist în principiu. Au existat câteva voci, câteva, să zic așa, fluierături în biserică. Alexandru Jar, venind evident în 1956 din tradiția marxist-leninistă, tradiția ilegalistă. El nu a fost luat în seamă de ceilalți, de acești, să zicem, inițial oportuniști, pe urmă membrii ai partidului, să zicem așa, devotați. Pentru că lumea aceasta artistică și scriitoricească a văzut-o, poate, o diversiune. E o treabă intercomunistă. Noi să asistăm de pe margine, să nu intervenim. În fond, se poate termina totul cu demascări și vom cădea inevitabil victime și noi. Aici e și o problemă, pomeneam de aceste țări ale Europei Centrale. Poate e și un deficit de solidaritate în cazul românesc, care vine mai de demult. Vine din interbelic, vine chiar mult mai de demult. Aici e o Europa Centrală unde există o coeziune socială și nu numai mai puternică. Și, da, îmi vine să mă întreb, Cristian... E o ipoteză, sunt mai multe cauze, probabil. Da. Cum se construiește solidaritatea? Solidaritatea nu este un dat. Solidaritatea este ceva care se construiește în felul următor. Eu, pe scara blocului, am o negociere cu un vecin care face un lucru care pe mine mă deranjează. Și convenim, în urma negocierii, că trebuie să adoptăm amândoi o anumită conduită. Ăsta este începutul solidarității. Jar, de exemplu, el a luat o atitudine de tip Liviu Babeș, adică a coborât pe pârtie și și-a dat foc. Pentru că asta însemna să vorbești în plen despre un lucru despre care nu vorbește nimeni, fără ca în prealabil să fi creat un climat de solidaritate cu măcar câțiva dintre cei care erau prezenți acolo. Ce a făcut era ca și când și-ar fi dat foc pe pârtie. Și din păcate asta este o constantă în istoria culturii române sub comunism. Pentru că Paul Goma, deci nu e vorba numai de anii 50. Da, e vorba și de anii 70, când nu mai exista o teroare pe scară largă, când securitatea opera cu mai multă prudență și nu se mai puteau totuși produce crime atât de ușor ca în anii 50.
Deci coagulări au fost improbabile și în acei ani. Deci pare cumva că ține de societatea românească. Deci tu combini, dai explicația, dai răspunsul la întrebarea de ce nu a existat un curent reformist în interiorul partidului care să se fie aliat cu intelectuali din afara partidului și nomenclaturii, în fine, da. Și în felul ăsta să creeze o masă critică pentru reforma societății sau măcar un termen de referință pentru restul societății ca lucrurile să se îmbunătățească, răspunsul tău este dublu, pentru că nu există o tradiție socială a solidarității, cum vedem în Europa Centrală, și, pe de altă parte, pentru că nu a existat comuniști de convingere. Da, și încă o dată, vorbim despre această sectă comunistă interbelică românească, care e cumva diferită de celelalte secte, să zicem așa, est-central europene. Până la urmă, sunt schițate aici cumva cauzele inexistenței unui 56 românesc sau unui 68 la București. Da, deficitul acesta de solidaritate e o problemă care trebuie investigat cumva. Da, și la noi a existat, trebuie spus asta, și o lipsă de solidaritate. 1956 ar fi fost un moment, hai să nu zicem perfect, dar ar fi fost un moment prielnic pentru o mișcare mai consistentă în România. În Transilvania, de exemplu, și românii și maghiarii, la Cluj, de exemplu. Existau două universități, dar existau oameni intelectuali, studenți, care priveau către Ungaria, români și maghiari. Partidul a știut să dezbine. Secția de propagandă a fost activă în perioada A fost aceea. Activă și a trimis instructorii care au descins la Cluj. La Cluj a descins și Ion Iliescu, trebuie spus, da, până în 59, în acest context tulbure. Deci și diversiunea națională a funcționat. Noi am regăsit-o și în martie 90 la Târgu Mureș. De asta merg pe teza Constanței în istoria românească postbelică. Cristian, de câți oameni ai nevoie ca să construiești o secție de propagandă prin care să controlezi, odată condițiile create, naționalizările și teroarea, să controlezi un câmp cultural dat? Cam câți erau? Hai să nu spunem 10, să spunem 100, să spunem 200, cu întregul aparat cenzorial de la nivel de CC. Remarcabil. Dar, evident, am spus, mai existau secții în teritoriu, mai exista o direcție generală a presei și tipăriturilor, pe la care treceau practic toate romanele și toate creațiile culturale. Și deci, totuși, nu foarte mulți oameni. A fost nevoie și de frica noastră, frica românilor de atunci. A fost nevoie de diverse filtre cenzoriale la nivel de uniuni de creație, la nivel de teatre. Dar totuși nu sunt mulți oameni. Dar a existat un proiect bine definit. Dar ce fel de oameni erau ăștia? Ce extracție socială? Erau intelectuali? Nu. În anii 50, intelectualii erau o minoritate și chiar există... Vreau să dau o statistică, da, pe care... Există în carte. E un referat cu privire la unele probleme de cadre ale secției de propagandă și agitație, datat 20 iunie 1952, semnat Leon Terăutu, în care se spune așa: la Timișoara, din 57 de activiști, atâți erau în Timișoara, 18 sunt muncitori, 12 muncitori necalificați. Deci se deduce că 18 erau muncitori calificați. 12 erau necalificați, 9 plugari, 8 funcționari, 5 vânzători de magazine, 2 frizeri și 2 intelectuali. La Hunedoara, 21 din 21 de tovarăși, 12 sunt muncitori, 2 sunt plugari, 2 sunt mici meseriași, 1 frizer, 1 ospătar, 1 funcționar și 2 intelectuali. Deci, dintre acești oameni care populau secțiile, intelectualii erau o minoritate. Evident, și nu e întâmplător. Deci, nu numai că avem de-a face cu un discurs anti-intelectualist oficial în presă și așa mai departe, este și o selectare a cadrelor pe măsură. Evident, în anii 60-70, să zicem că
odată cu crearea intelectualului de partid, situația se modifică, dar nu cu mult și nu înseamnă că acest intelectual de partid, care de multe ori era un troglodit, nu înseamnă că fizionomia secției de propagandă se modifică fundamental. Cristian, am ajuns la sfârșitul emisiunii noastre. Mă despar de tine cu greu, pentru că simt că dacă aș fi în situația să pun stăpânirea pe o cultură, tot nu știu bine ce am de făcut. Semn că mai îmi trebuie o carte de-a ta ca să înțeleg mai bine cum poți să faci jocul ăsta îngrozitor de diabolic al oficializării unei culturi naturale. La ce lucrezi acum? Cumva continui această carte, vreau să termin un volum despre politicile culturale comuniste după 1953 până în 1965, deci cumva a doua parte a guvernării Gheorghe Gheorghiu Dej, o continuare practică a acestei lucrări. Prin ce material documentar? Evident, această bază documentară esențială, secția de propagandă și agitație, dar și documente de la CNSAS, mărturii orale, investigații în alte arhive și literatură de specialitate. Îți mulțumesc foarte mult, Cristian. Și eu îți mulțumesc.